<laughs> și am spus eu numai când eu plec numai și a auzit și impresarul că nu prea mergea așa, bătălie trupa s-a cam îmbătat <laughs> formația nu a mea, Erau, eram combinați cu un ansamblu țambal, bas, viori era un Impres, impresarul cu ansamblul ăsta era, îi spunea ansamblu Chindia, Așa. Când am ajuns acolo, au a transportat sambalul, au căzut sambalul pe oh, jos, au rupt picioarele. Erau era machi, era machiți. Erau machiți de... Da. Și până la urmă am reușit să ajungem, nu puteam să ajungem nici în sală, era intrarea blocată de oameni care voiau să fie... Și eu cântasem un orașul ăla. Dar de devenisem peste noapte. <laughs> Vedeți? Eu cântam pe fiecare zi, dar nu se întâmpla chestia asta acolo. probabil după ce au auzit caseta cu mine, multă lume, mi-a dat valoare, mi-a ridicat valoare, nu știu. Și după spectacolul ăsta, a treia zi, mi-am dat seama după aceea că sunt niște teste făcute. Bine, mai târziu. Tot așa a făcut două, unul la... Dincolo... Spre Câmpina, La Moreni. Da, la Moreni.